mulțumim, Părintele Profesor, dacă a vorbit așa frumos despre divinitate, despre Dumnezeul nostru. Așa să merge. Da. I-am zis, Părintele Profesor, poate nu e o întâmplare că zicem și așa, și prin creștere vă învățați. Oricum, mulțumim pentru frumoasele cuvinte spuse, foarte concentrat, dar foarte bine țintuite. În mod special pentru cei 25 de ani a existat această constituție în viață. Da. Mă rog, erau mult mai multe de spus, dar ne concentrăm la atât. Concluziile, sper cu binecuvântare, le oferă la prezentitul nostru Părinte Teodosie. Deschide. Care este? Mai bine. Alteța voastră, sunt tare bucuros să vă întâlnesc aici. Pentru că atunci când erați plung și vă vedeam pentru prima dată la televizor, gândeam că o să fie vremea să vă vedem și matur. Și iată, e o zi istorică pentru mine, personal, să vă primim aici și la Facultatea de Teologie, care respectă istoria și pe înaintași cel mai mult. Sunt bucuros că ați venit însoțit de domnul profesor Gărgate, un om care e totdeauna măsurat prin cuvinte, dar nu spune ceva vreodată care să regrete. Întotdeauna aș alege cuvintele atât de frumos, pentru că stăpânește istoria, stăpânește arta de a vorbi cuvântul și iată, vorbim despre legea fundamentală. Sigur, sublinierea Constituției din 1923 este un adevăr care trebuie să ni se tipărească. Importanța ei, conținutul ei atât de potrivit, pentru că acolo este stipulat în spiritul Sfintei Scripturi rolul Regelui și de asemenea cum el este ales de Dumnezeu și uns. După ce n-am mai avut regi, n-a mai fost aceeași rânduială, aceeași coeziune între oameni. Pentru că această tradiție, noi o păstrăm începând dinainte de Mântuitul Hristos, din Vechiul Testament. Sigur, regii erau unși. Cine a uns primul rege? Prorocul Samuel l-a uns întâi pe regele Saul și apoi că regele Saul a întrerupt legătura cu Dumnezeu pentru că a apelat la vrăjitori, l-a uns în taină pe David. Și David s-a arătat regele cel mai puternic pentru că a fost fidel lui Dumnezeu, ca orice om a greșit, dar s-a întors din greșeală și s-a raportat mereu la Dumnezeu. Constituția din 1923 poartă această amprentă a divinității și a legelui care este așezat de Dumnezeu. Nu este întâmplător regele pe pământ, ci este așezat de Dumnezeu. De aceea, iată, și legile sunt în spiritul credinței, în spiritul legilor dumnezeiești. De aceea este o Constituție care are niște coordonate, care pun în armonie societatea și pe oameni
într-o siguranță. Își văd ca o oglindă în rânduiala cea pământească și în ierarhia pământească, ierarhia cea cerească. În spiritul acesta este făcută Constituția din 1923. Când au apărut alte Constituții care l-au dat deoparte pe Dumnezeu, sigur că a fost conținutul uman și care depindea de omul ce elabora și de curentele omenești care erau în timpul acela, că Dumnezeu a dat libertate oamenilor. Fiecare să-și exprime libertatea, dar când libertatea nu este chipzuită, ea nu este duce la dreptate și nu îi pune pe oameni în armonie. Și după cum sunt conducătorii, așa este poporul, dar întotdeauna poporul este superior conducătorilor. Pentru că poporul are o percepție mai largă. Și iată, vorbim despre conducători care nu se raportează la Dumnezeu. Și în biserică, orice învățător de credință care devine dogmă, dacă nu este apropiată de popor, este respinsă. La noi este un principiu dumnezeiesc. De aceea păstrăm învățătura, păstrăm regula bisericii, păstrăm ierarhia, păstrăm rânduielile, dacă ține legătura cu Dumnezeu. Și acum, fără să fim subiectivi sau părtinitori, în Ortodoxie, biserica este, din timpul apostolilor până acum, aceeași. Și dau mărturie despre aceasta grupul de baptiști care s-au adunat, văzând că nu se mai regăsesc în credința lor, au hotărât să studieze biserica primară și dacă nu o regăsesc în nicio confesiune creștină, atunci o temeze ei. Au studiat pe propriul toți, s-au întâlnit, au mers pe la catolici, au mers pe la protestanți, n-au înțeles nimic. Au venit la ortodoxi și au găsit biserica fidelă, biserici apostolice și au zis, nu trebuie să înființăm ceva, pentru că biserica există și există plenar și fidel ca biserica apostolică. Iată, regele era uns, cum erau și voievozi în țara noastră, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, știm că a fost uns voievod de Mitropolitul Teoptist. Și toți ceilalți voievoși aveau o ungere, pentru că cei doi frați, Moise și Aron, au fost modelul în care este condusă omenirea. Moise era conducătorul poporului, conducătorul, să zicem, politic, iar Aron, conducătorul religios al poporului. Regele și mitropolitul sau patriarhul trebuie să se consulte între ei și să găsească ceea ce este comun pentru toți oamenii și să identifice temeiurile dumnezeiești în ceea ce o rânduiesc ca legi pentru a fi păstrate și trăite de oameni ca să avem armonie, să avem între noi bună înțelegere și să ne bucurăm unii de alții, nu să ne invidiem sau să ne dușmănim unii pe alții. Veniți dintr-o structură atât de frumoasă a țării noastre. Iată, cu venirea regelui Carol I, sigur pentru români, a început o epocă nouă. Și această epocă a continuat. Mi-aduc aminte cât de mult ne vorbea mama despre regele Ferdinand,
ce lege minunată a fost despre Regina Elisabeta, despre istorie, că părinții noștri iubeau istoria și o trăiau de plin. De aceea văd aici un simbol al istoriei acelea care sunteți dumneavoastră, alteța voastră, și mă bucur că ați venit astăzi la noi și ați venit însoțiți de domnul profesor Anghelescu și de domnul profesor Vergardi, care de atâtea ori ne-a fost aici povățuitor și a pus în evidență înțelepciunea, buna rânduială și principiile cele mai importante care trebuie să stea la baza societății. Vă mulțumim și vă dorim să creșteți și să ocupați un loc în societate în care să faceți legătura cu înaintașii dumneavoastră. Să vă ajute Dumnezeu!